Continuăm cu alte știri. Aproape 4 miliarde de lei este valoarea totală a proiectelor depuse de primării în 2024 în cadrul programului național Satul European. Anul acesta participă aproape 80% dintre localitățile Republicii Moldova. Cele mai multe proiecte se referă la construcția sistemelor de apeduct și canalizare, renovarea clădirilor publice și a caselor de cultură. De altfel, în acest an, numărul dosarelor depuse este mai mare decât cele implementate în ultimii 2 ani. Casa de cultură din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a fost renovată în cadrul programului național Satul European. S-au reparat acoperișul, intrarea în instituție, blocul sanitar și a fost construită o nouă scenă. Acum clădirea e de nerecunoscut, iar astăzi a fost dată în exploatare. A fost nevoie de o renovare, așa, să-i dăm un aspect estetic și proaspăt, dar cel mai mult accentul s-a pus pe dotare cu instrumente muzicale, cu costume. Aproximativ 1.250.000 de lei au costat lucrările de renovare. Peste 1.300.000 de lei s-au investit și în dotarea instituției, inclusiv cu instrumente muzicale. E unul dintre cele 730 de proiecte duse la bun sfârșit în perioada 2022-2023 în cadrul programului național Satul European. Iar în 2024 au fost depuse 748 de proiecte. Peste 80% dintre primăriile din Republica Moldova au aplicat în acest an cu cel puțin un proiect. Aproape jumătate dintre acestea țin de construirea sistemelor de apă și canalizare. În alte peste 160 de localități, primarii vor să renoveze clădiri publice. În 113 să modernizeze sau să construiască terenuri de fotbal și spații de agrement, iar 66 de primării au aplicat cu proiecte de reabilitare a caselor de cultură sau a monumentelor arhitecturale. La program au aplicat și aproximativ 100 de primării care intenționează să instaleze sau să modernizeze iluminatul public sau să construiască sisteme de producere a energiei regenerabile. Grădinița din satul Văsieni, raionul Ialoveni, frecventată de 100 de copii, are acoperișul și fațada deteriorate, iar unele geamuri nu au mai fost schimbate din perioada sovietică. Clădirea nu este eficientă din punct de vedere energetic și administrația cheltuie anual doar pentru plata facturilor aproape 1 milion de lei. Bugetul nostru, practic, se duce pe cheltuielile care sunt necesare, zilnice, și nu putem, da, întrerupe să nu fie cald la copii, pentru că din acest motiv noi avem insuficiență permanentă în buget pentru a face ceva benefic și util pentru copii. Primăria a depus în programul Satul European un proiect de eficientizare energetică a clădirii prin termoizolarea pereților și tavanelor, schimbarea acoperișului și instalarea unor panouri fotovoltaice. Costul total al lucrărilor depășește 9,4 milioane de lei. Nu e estimativ, ne gândim măcar 30-35% din cheltuielile curente pentru energie termică și electrică să scadă. Contribuția primăriei constituie 15% în conformitate cu regulamentul de participare, ceea ce constituie undeva 1.400.000. Dosarul depus de primăria Văsieni, alături de aproape 750 de proiecte înaintate de alte localități din Republica Moldova, vor fi evaluate în 2 etape. Ne propunem să finalizăm ambele etape până la finalul lunii iunie. Este vorba de o muncă enormă. Vorbim de 743 de dosare care necesită a fi analizate. Un lucru vreau să fie clar. Guvernul își dorește să finanțeze cât mai multe proiecte, pentru că realizarea acestor proiecte înseamnă, în primul rând, condiții mai bune de viață pentru oamenii din țara noastră. Valoarea totală a proiectelor depuse în 2024 în cadrul programului Satul European este de aproape 3,8 miliarde de lei.